Când le vedeți implementate toate astea? Gata, funcționale. Depinde, Bianca, când se semnează contractul de finanțare. Noi ce am discutat cu președintele, se pare că undeva la sfârșitul lunii ianuarie ar trebui să se semneze contractele de finanțare. No, dacă se semnează contractele de finanțare, eu în 2 ani fac. Da, puteți, de exemplu, să începeți cu o altă componentă, că știu că sunt 3 componente pe 4 componente, una de aparatură medicală, una de digitalizare, una de reabilitare energetică și cea de extindere. Da. Ele se vor realiza multe în paralel. Că, de exemplu, componenta 1, care este extindere, lucrarea se face în spatele spitalului, componenta 2, care e reabilitarea energetică și modernizarea spitalului, este pe acest corp de clădire. Pe exterior se pot face lucrările, deci la fațade, la izolare, la schimbarea ferestrelor, pe măsură ce activitatea medicală, că este destul de greu cu personal să faci modernizări cu pacienți în saloane. Deci când vom ajunge, fiecare secție se va reduce la un moment dat activitatea, vom prelua 1-2 saloane și din aproape în aproape. Deci ele le reabilităm, le facem în pacienți acolo, cum a făcut și până acum. Deci multe dintre componentele proiectului de investiții se vor realiza în paralel. Da, dar asta zic că nu trebuie să așteptați, de exemplu, să fie gata clădirea ca să vă apucați de celelalte. Nu. Ele vor merge multe simultan. Va fi cel mai modern din țara? Odată terminate? Eu sper că da. La cum știu că am făcut proiectul și ce echipamente medicale vor fi, cred că va fi unul dintre cele mai moderne din țară. Și nu știu dacă în viitorul apropiat vor mai apărea astfel de oportunități ca să poți face o reabilitare de o asemenea amploare. Dați seama că este un proiect de aproape 100 de milioane de euro, care în 2 ani de zile vor fi tot ce înseamnă asta la dispoziția pacientului. Deci cred că va fi greu de egalat. Pentru că noi atingem tot ce înseamnă modernizarea și aducerea spitalului la standard european. Extinderea care ne aduce spații medicale noi, reabilitarea energetică, modernizarea. Modernizarea înseamnă, e un proces complex, pe lângă extinderea rețelelor de fluide medicale la fiecare pat. În fiecare salon este un sistem special de împrospătare aerului. Adică în permanență este o ventilație, este aport de aer proaspăt, ca să nu mai existe acel miros specific spitalelor. Oricum, nu cred că l-ați simțit aici în spital, că se face foarte multă curățenie,